Învață de la Iancu, Guda și BCR cum să faci față situațiilor neprevăzute cu un fond de rezervă și începe să economisești de azi. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Săptămâna aceasta mergem către finanțele personale și vorbim despre planificare financiară în familie. Care sunt deciziile financiare oportune și prioritare în funcție de vârstă, de la copilărie până la bătrânețe? Aud în social media și feedback-urile despre cartea Banii în Mișcare că este foarte utilă, dar ce bine ar fi fost dacă o citeau la 20 de ani, deoarece ar fi evitat o serie de greșeli financiare în viață. Pe de o parte mă bucur pentru că cartea Banii în Mișcare este apreciată, pe de altă parte mă întristez că sunt unii oameni care, dacă ar fi avut mintea de acum, în trecut, ar fi evitat decizii financiare care nu le-au făcut bine pe termen lung. Așa că haideți să vedem care sunt prioritățile în educația financiară a celor mici și apoi în viață, pe măsură ce înaintăm, pentru decizii financiare care ne fac bine pe termen lung. Până la vârsta de 3 ani nu poți să faci foarte multe în ceea ce privește educația financiară, dar este totuși important să îi ajutăm pe cei mici să facă deosebirea dintre bine și rău. Deja spre 3 ani înțelege că este rău că am dat banii pe o mâncare care a expirat și este aruncată la gunoi, deoarece puteam să facem altceva cu acei bani. Ceea ce ne ajută ca mai departe, în intervalul 3-5 ani, să înțeleagă că banii sunt limitați și care este deosebirea dintre nevoi și dorințe. Este foarte important ca părinții să nu devină bancomatul copiilor și, chiar dacă își permit financiar, să le ofere și să le satisfacă toate poftele. Nu o să fie adulți financiari sau pregătiți din punct de vedere al planificării financiare. Mai departe, între 6 și 10 ani este important ca cei mici să înțeleagă că banii se obțin prin muncă. Mici sarcini în familie, în schimbul cărora primesc o sumă mică de bani și că acei bani se gestionează între nevoi, dorințe și caritate. Să înțeleagă că sunt și alți copii în situații mai nefavorabile pe care îi pot ajuta. Între 11 și 14 ani este important să expunem copiii către activități antreprenoriale. Nu sunt proști americanii că au acele activități cu copiii prin care produc suc de lămâie sau limonadă sau suc de fructe și vând în fața casei vecinilor și înțeleg că pot produce bani prin astfel de activități. E bine, de la 15 până la 18 ani este important ca tinerii să înțeleagă că banii pot produce bani și pot investi în companii listate la bursă care să genereze dividende din care să-și cumpere gadgeturile de care sunt atât de mult atrași în acel interval. Deja prin clasa 9-10 aș cam dau seama în ce direcție vor să se ducă, către ce facultate sau specializare după absolvirea liceului, și urmează intervalul 19-25 de ani când mulți tineri sunt tentați de un startup, de o afacere. Provocarea este că aceste inițiative, dacă sunt premature, pot duce către eșec. De aceea este important să îi ajutăm să înțeleagă că un business, statistic cel puțin, de succes, se bazează nu doar pe acest P de la pasiune. Eu nu cred doar în ideea a fi pasionat de ceea ce faci și o să ai succes. Totul vine natural. Nu este chiar așa. Trebuie să ai și expertiză, ceea ce se acumulează în timp, să lucrezi în niște companii, să înveți industria, furnizorii, clienții, procesele de producție. Ceea ce te ajută, dacă ești foarte bun în acel domeniu, să-ți formezi o reputație, să ai o contribuție în domeniul respectiv. Și având deja expertiză și reputație, faci bani, ceea ce îți oferă oarecare independență financiară și, la final, cu planificare, buget de venituri, cheltuieli, încasări și plăți, ai ceea ce se cheamă PERIP. Deci pasiune, expertiză, reputație, independență și planificare, în baza căreia poți începe un startup de succes.
Iată care sunt prioritățile de la 3 până la 25 de ani și ce ar trebui să ne preocupe pentru educația financiară a celor mici sau a tinerilor. Rămâneți alături de noi, în episoadele următoare vedem intervalul 25-50 de ani și mai departe, după 70 de ani, ce decizii financiare luăm ca să ne facă bine pe termen lung. Așa că țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Continuă să economisești într-un fond de rezervă ca să treci mai ușor peste evenimente neprevăzute. Emisiune sponsorizată de BCR. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar.